După cea de-a doua țeapă primită, este deja evident că Vasile nu are cea mai reușită zi. Și, ca prin poveste, Loli parcă simte asta și sare în ajutor prietenului său. Dragi colegi, o mică rugăminte. Dacă 3-9 nu se descurcă astăzi, dacă se poate dați și o mână de ajutor, pentru că e noul coleg și vrem să facem ceva frumos. Colegii, unde plătim dispeceratul? Pe cloșca sau mergem sus? Pe cloșca 1. Bine, mersi. O zi bună. O zi bună. Taximetristă. Da, mulțumesc. Mulțumesc. La fel. Auzi, dacă, uite, te implor. Lasă-mă să-mi trag un pic sufletul afară, că nu vreau să agitația să provoace o mai mare agitație. Nu. Poftim? Nu-mi dai voie să... Pentru că nu mă descurc singură și am nevoie de cineva lângă mine. Unde sunt? Mă, dar cum am apucat sunatul? Păi sună, că avem de lucru. Daniel, taxi, poftiți! Împarcarea subterană? În parcarea subterană, nume Mureșan. Imediat rămâneți. Luna 1. La parcarea subterană, pe nume Mureșan. 1, 9, 1, în 2 minute. La revedere. Loli, te-ai descurcat minunat. Și ieri și astăzi. Sper să mai vii. Da, și sper că nu te-am deranjat, dar... Eu nu cred că totul lui Bea Pac e născut pentru a fi dispecerat. Deci, pentru început, e descurcat foarte bine. Mulțumesc, mulțumesc. Foarte mulțumesc. Bine. Ok, mulțumesc. Eu le compătimesc pe dispecere pentru că nu e o muncă ușoară. N-a fost simplu, i-am simțit, am și transpirat, dar mi-a plăcut. Autorul lui Cristina, fiind o femeie superbă și foarte, foarte de bună cuvință, a încercat să-mi spună, să-mi explice și uite, am reușit. Dacă Cristina mi-a garantat că Loli și-a făcut treaba, atunci este foarte bine. Mai rămâne să vedem dacă Vasile își va face treaba și o să-mi aducă targetul care l-am impus eu pe perioada de probă. Adică 240 de lei după 3 zile de taxi. Deci revenim la Vasile, de care depinde acum reușita misiunii primite. Voință este, de vreme ce el este dispus să petreacă noaptea în taxi pentru a face planul impus de patronul companiei. Mai trebuie doar puțin noroc. Începutul serii este promițător, mai ales după o cursă destul de lungă, plătită cu vreo 17 lei. Așadar, Vasile știe că nu este încă pierdută lupta și tocmai de aceea se așează cu minte în stand în așteptarea unui nou client, care vine, destul de nesigur, dar vine. Bună seara. Stai acolo, stai acolo. Hai, domnule, lăsați... Acolo, stai acolo, închide ușa. Hai, domnule... Să mă șpim. Închide ușa. Închide ușa. Domnule, ce pui mi? Lăsați-mă să intru acum. Băi, a spus să închizi ușa, da? De ce pui mi m-am făcut eu? Nimic, nu m-ai făcut, aici prinde sânge și murdărești mașina. Închide ușa. Hai, domnule, lăsați. Închide ușa, a spus. Dar de nu înțeleg, ce m-am făcut eu dumneavoastră? Hai, închide ușa. Stați, domnule, ce p***a? Băi, vrei să cobor la tine? Închide ușa, am spus. La asta, măi, deci dacă v-ați mișit dumneavoastră. Închide ușa. Închide-mi ușa. Vrei să cobor? Închide ușa. Închide. Dar ce v-am făcut? Tu închide ușa, măi. Vreau numai să mă duc și spun la spital. Ce v-am făcut? Tu vezi că ești pilit. Vezi că cobor la tine. Da, domnule, n-am absolut nimic. Vreau doar să mă duc și spun la spital, vă rog. Vă rog eu frumos. Cheamă o mașină 112 și te duce la spital. Dar... Ești murdar de sânge și murdărești mașina. Dar nu închide sunt ușa. Murdar de spate. Închide ușa. Vă promit că nu vă murdăresc. Măi, închide ușa. Dar vă promit eu că nu vă murdăresc mașina. Până la spital să mă duceți. E aici, imediat, pe clinicile. Ce spital? Dau... Ai bani? Am. Arată-mi banii. Am bani. Vedeți că am bani. Vedeți? Ok, prietene, hai. Hai. Gata, gata, calmează-te. Da, calmează. Cu cine te-ai bătut? M-am bătut, nu vezi că am fost bătut. Cine te-a bătut? Cine m-a bătut? Cine m-a bătut? Unde mergi? Unde să te duc? Pe clinicile, acolo, la urgență. Băi, mai. Băi, noroc că sunt un tip milos. Da, ai vrut să mă dați afară. Păi da, mă, dacă am crezut că ești beat. Ce faceți? Ce chestie? Bă, ne monitorizează șefii, eu sunt nou.
De când aveți voie să... Ne monitorizează pe noi, să vadă cum ne comportăm. Mă filmează și pe mine. Da, dar nu este obligatoriu. Asta este o chestie numai pentru interior. Adică? Pentru circuit închis pentru noi. Păi da, dar de ce să mă vadă pe mine cineva că mă filmează? Adică de ce să mă filmez? Nu te vede nimeni. Păi da, cum? E numai pentru mine. Păi da, dar eu văd că e înclinată spre mine. Asta e, așa stă acolo, bă. Auzi, de ce umbli tu singur noaptea în oraș? Da. De ce nu umbli cu prieteni? Păi da, cu prieteni am fost. Și atunci ce prieteni? Întâia care te lasă pe tine, te-a abandonat să te bată. Cine te-a bătut? M-am bătut unul, că m-am dat... Mai bine să te bată unul decât să te bată Dumnezeu. Așa că asta se vindecă, nu-ți face probleme. Hai, prietene, să nu-mi fi rupt ceva. Intru. Cine pui mei mă vede mâine, maică, mă omoră. Nu te vede, că văd că n-ai răni grave. Da, n-am, am răni grave. Nu, Vasile, n-are răni grave. Are doar capul spart, sânge pe el, vânăt tot și în plus e beat criță. În rest, un tânăr admirabil. La fel de admirabil ca tine, când întorci pe linie dublă continuă. Bună seara. Să-i țăpa după ori, te ajung și faci un par. După cum ai trebuit dumneavoastră? Da, un moment. Gata, acum calmează-te. Am luat un băiat, l-a bătut cineva, să duc la spital, undeva. Păi acolo, prin ce? Discotecă. Să-l duceți-l numai. Păi da, asta încerc, da. Să-l duc, numai că n-a știu să-mi spună unde să-l duc. Trebuie să întoarceți ca clinici. Să ajungeți pe clinici. Unde l-ați luat pe domnul? De lângă Melody. Sunați, vă rog frumos, și la 112 și comunicați faptul că... Bine, da. Punem cu vreo 100 de metri înainte. Dar nu pot să văd exact când alului ajungem la strada. Ai ales și dar tu. V-am spus. Ai ales și tu pe cel mai acum sunt de a doua zi. Fac taximetrie. Da, și prima mea noapte. Dar v-am arătat în asta. Păi da, dar n-aveam voie acolo să mi fac stânga. Da, puteți să vedeți unde să întoarcem, nu? Gata cu cearta, că fiecare mai bea câte un păhărel în plus și fiecare mai greșește în trafic. Mai bine să nu vă certați și fiți și voi prieteni. Aveți cumva o țigară? Ha, dar nu fumezi în mașină, că n-ai voie. Oprim și fumezi o țigară, să te liniștești. Îmi aprind țigara. Nu fumez în mașină. Fumez când ajunge. Fumez pe ce? Înainte. Înainte. Dar o secundă, cât să fumez o țigară? Uite aici. Și că ajungem. Aici pot și coborâ. Da. Coboară. Să-ți că vine mașina. Ai grijă. Ia țigară. Aveți și foc? Dacă ți-am dat, îți dau și linguriță. Frumos, Vasile, din nou vorbești deosebit de frumos. Dar cu tine ne-am obișnuit deja, așa că mai bine să îl urmărim pe nevinovatul și năpăstuitul nostru client. Haide mă, fumează țigara că te las aici. Stai liniștit și fumează țigara până să revii un pic și hai să mergem. Trebuie să vă arăt o șmecherie. Băi, îți fumezi țigara că pe cuvântul meu de onoare că te las aici. Da, vă arăt o șmecherie. O șmecherie vă arăt. Haideți să vă arăt o șmecherie. Dar nu, promit că nu vă fac nimica. O șmecherie. Fii atent, dacă tu mă atingi pe mine și cu un deget... Haideți că facem o felul următor. Fumează țigara. Putem. Ce am putut noi să observăm de la distanță au fost următoarele lucruri. Un tânăr beat a urcat în mașina lui Vasile. Un tânăr beat a coborât pentru moment din mașina lui Vasile. Vasile a plecat. Ca să înțelegem mai multe, am pus și noi o întrebare. Ce s-a întâmplat acolo, Vasile? Ce a băgat mea? L-am lăsat acolo, aici exact, la mine telefonul, geaca, eu l-am lăsat acolo afară. Și l-ai lăsat acolo în stradă? L-am lăsat aici, mă întorc pe undeva și vin în centru. El a vrut să fumeze neapărat, numai că mi-arată ce figuri, figura lui pește prăjit. Cine știe cine l-a bătut? Vai, și ai plecat cu lucrurile lui? Eu, aici ai telefonul, aici ai buletinele, aici ai actele, o să le duc la dispecera. Și? Și asta a fost ultima cursă pe care am făcut în bac, taximetrie. No, hai, pa! Dispeceratul, recepție, sunt 39. Sunt 39, am avut un tip care a fost bătut plin de sânge, a urcat în mașină la mine și la un moment dat a coborât și eu am rămas portmoneul aici și telefonul. L-am lăsat acolo pe marginea drumului. Să-i păstrați, vă rog, documentele
Ea am păstrat documentele, are buletin, are absolut tot, o să aduc actele la sediu. Sigur, bine, mulțumim. Bine, la revedere. După o noapte plină de peripeții, Vasile este primul care se trezește având o dilemă. Mai face sau nu mai face taximetrie? Dar dilema este pe cale de rezolvare. Alo. Bună dimineața, Vasile. Bună dimineața. Ce faci? Cine e la telefon? Șeful tău e la telefon. Cine să fie la telefon? A, domnul Daniel, salut. Am venit până la apartament că am venit să-mi iau niște medicamente. Sunt foarte, foarte, foarte răcit. Bine, bine, am înțeles. Le-ai și pe Loli și veniți într-o oră la mine la birou. La birou, ok. Bine. Bine, salut. La revedere. Cum Vasile și Loli sunt niște angajați model, ei se grăbesc să ajungă cât mai repede la ședința cu șeful lor, dar tot au timp să discute în mașină câte ceva despre experiența acumulată. Tu cum te-ai descurcat? Perfect. Păi eu perfect. Fost mulțumit de tine. Ai, și șeful, Loli, perfect. O zis că oricând s-ar putea, dacă Loli de acord, să-l angajezi pe bune. Adevărul e că acolo și mie mi-ar fi plăcut. Mult mai periculoasă a fost ce am făcut eu. Dar eu am avut mai multe răspundere. Păi cum răspundere? Că dacă sună telefonul și tu răspunzi, Loli... Da, omule, clientul ăla nu se mai sună dacă tu faci chestia de el? Nu, am înțeles că e o chestie de contact, trebuie să comunici. Uite, Cristina, comunici. O femeie foarte frumoasă, îi doresc tot norocul din viață, sănătate, fericire multă, a stat, m-a ajutat, dar, curios, așa cum e de răguță, nu a lăsat să bea un pahar de apă. Foarte atent a fost Loli la șefa lui directă. Atât de atent încât acum îi poate face o descriere amănunțită. Dincolo de ținuta profesională. Are față, pieptul, pardon, bă, pieptul, sânii, te rog, partea, bustul, fundul, și fundul și picioarele sunt în sincron, toate sunt ok, sunt plăcuri, eu cred că sunt bine, e în sincron toate. Loli, ăsta e visul oricărei femei, să-i spui că are sânii și fundul în sincron. Ca o poezie a fost descrierea ta, Loli. Ne cerem scuze, domnișoara Cristina, să revenim. Eu mi-am făcut treaba, eu sunt foarte relaxat tot. Păi da, dar tu înțelegi că deci n-a fost împărțită sarcina în mod egal, asta vreau să spun. Pentru mine a fost foarte stresant să umblu într-un oraș necunoscut, necunoscând orașul, riscul de a mă întâlni cu tot felul de oameni, asta vreau să înțelegi. După încă vreo 2-3 inepții, discuții purtate în mașină, Loli și Vasile ajung la ședința cu patronul companiei de taximetrie, plin de elan și optimism. Vreau să spun că am făcut 3 curse pe care le-am făcut prin dispecerat. Ei mi-au dat aceste comenzi, o comandă de chiten, care e o comună. Chiten. Sau chinten, că nu prea cunosc zona, de unde trebuia să duc o băbuță, la vreo 69 de ani, o bătrânică, la care a fost foarte rău, pentru că avea probleme de inimă. Și am mers și am luat-o, în timp ce apăsam chestia aia pentru marcaj a kilometrului, baba se simțea rău, că n-am mai pierdut timpul cu chestia asta, nu știu cât poate să fie o cursă de acolo, dar... Cum se cheamă? Chinten? Chinten. Eu zic între 35 de ani. Deci aia e o cursă pe care am pierdut-o, am ajuns cu ea la urgență, am dus-o înăuntru, am predat-o la domnul doctor de acolo de gardă, mi-am mulțumit și bani, n-avea nimic la ea, absolut nimic, n-aveam ce să fac. Deci, cum, eu... Tu te-ai dus la cursă până în Chinten și ai mărs? Asta spun, deci îmi spun, spun ce s-a întâmplat. Un act de caritate sau ce? Să zicem, eventual o voi achita eu, că benzina am folosit-o, se calculează cât e, deci sunt de acord cu achit. Și asta vreau să spun, a fost cursa de Chinteni, o cursă tot prin comandă, prin dispecerat la Paradis, de unde am luat o tipă care în mașină la mine s-a dezbrăcat și și-a schimbat ciorapul. Cum așa? Nu știa unde merge, exact. Atât am tot plimbat-o peste tot în oraș, până la urmă spre Chinteni. Nu zici că nici ea nu s-a plătit. Asta să spun cum s-a. Astea sunt trei. Cred că s-a curat un film thriller aseară. Trei curse. Asta a fost una, azi noapte pe la vreo 2, 1:30, 2 fără ceva, a vrut să urce la mine în mașină un tip care era tot plin de sânge, un băiat tânăr, mi-era și milă de el. Bătut, dar plin de sânge, deci pișat. Și l-ai luat? Stai puțin, de ce l-am luat? Bani ai făcut? Am făcut, sigur că am făcut. Câți bani ai făcut? Dar nu am făcut. Ți-ai făcut norma? Asta spun că nu mi-am făcut norma exact cu această sumă, că îmi lipsește. Restul am dat și chitanță, și ștampilă, cine a vrut, 14 lei, 8 lei, 11 lei, 15 lei. Am încercat. Nu e pentru mine, eu am probleme și acasă, n-am vrut să zic la început. Eu am probleme acasă, la mine, în orașul meu, unde sunt aproape născut, dacă nu sunt foarte atent. Eu dacă intru într-o benzinărie, să zicem, pe autostradă, dacă nevastă mea nu lângă mine sau un prieten,
Eu intru la benzină și mă întorc de unde am plecat. Deci eu nu am, eu cu calul numai. Deci eu acolo cu calul am orientare. Am avut 14 clienți, din care 3 ciumeți, care fiecare într-un mod sau altul nu mi-a plătit. Dar ceilalți, majoritatea, marea majoritate mi-a plătit, n-are sens să ne certăm. Vreau să rămânem prieteni. Tu, Daniel, cu Daniel, cu compania ta, eu mă întorc la caii mei și la cartofii mei fripți și copți în vatră. Asta e tot. Vlăsile, cerințele mele sunt mari, atât pentru tine cât pentru oricare angajat. Noi suntem o companie care vrem să ne atragem clienți. De exemplu, am trimis 4 familii în concediu. Anul ăsta vrem să facem ceva mai intens, să trimitem poate 5 familii sau 6 familii în concediu. Ca să primești, prima dată trebuie să dai. Deci pretențele sunt mult mai mari decât ceea ce ai realizat tu. Deci, în concluzie, eu unul mă simt discriminat în propria țară. Eu mă simt foarte bine, am făcut treaba super. Bine, mă, cați. Trebuie să recunosc, băieții sunt foarte simpatici. Loli s-a descurcat la dispecerat, dar Vasile, în taximetrie, a fost praf. Chiar dacă am prins drag de ei, nota lor ca echipă nu este de trecere. Pentru că Loli și Vasile nu și-au îndeplinit misiunea, au fost amendați cu 3.500 de lei, jackpotul scăzând în această săptămână la 15.000 de lei. Nu uitați că la finalul sezonului Loli și Vasile vor împărți banii cu voi. Condiția este să trimiteți în timpul fiecarei emisiuni un SMS la numărul de telefon afișat pe ecran cu textul indicat. Două găini sau un cocoș, o găină. Dar bine, noroc bun! Și tu îmi cer găină, dar pe cum crezi că tot dau numai n-am mulți am? Eu am o rugăminte, să nu facem aici război mondial. Prindeți dumneavoastră că mai repede vă ascultă. Fă-te că nici măcar nu o cunoști. Du-te așa, fiind de tot, nu te grăbi. Gata că s-o băgat acolo, mișto, mișto, perfect, perfect. Consistența musculaturii este fermă, elastică. La o pasăre bolnavă este flască. Amețești? Păi știu, așa e, dar până te obișnuiește că... Plătești găinile, plătești lucru. De nu, nu-l capeți găina. Partea mea de găină. Dar jocul ăsta e pe bune. Avem talent, dar și noroc când încheiem o misiune. Jumi-jumi, jumi-juma. Emisiunea asta-i misiunea mea. Fifty-fifty, să tragem tare. Avem câte o misiune fiecare. Fifty-fifty, știu că vrei să ne urmărești și apoi banii să ne iei.